În acest episod avem explozii misterioase și alte lucruri la fel de interesante și importante din istoria nespusă a lumii. Haideți să începem. Și începem cu prezența oamenilor pe lună. În timp ce toată lumea cu siguranță a auzit de aselenizare, de evenimentul din 1969 marcat de ajungerea oamenilor de pe pământ pe lună, e posibil ca mai puțin din voi să știți de ce am ajuns acolo. Umanitatea prin eforturile președintelui american John F. Kennedy a reușit să părăsească această planetă și pentru prima oară în istoria ei înregistrată să pună piciorul pe un alt corp astronomic în acest caz pe lună. Iar motivul pentru care am ajuns acolo arată de ce astăzi NASA este comparativ inexistentă față de anii 50 și 60. Iar adevărul este spus de către directorul NASA din acea vreme care îl cita pe Kennedy astfel. Tot ceea ce facem în realitate este legat de ajunsul pe lună înaintea rușilor. Dacă nu ar fi acesta scopul nostru, nu am cheltuit atât de mulți bani pentru că nu mă interesează spațiul. Singurul mod prin care putem justifica aceste costuri este prin speranța întrecerii Uniunii Sovietice pentru a-i demonstra că nu sunt în urmă cu ani buni, ci suntem chiar înaintea lor. El dorind astfel să demonstreze că democrația este mai bună, modul american de viață este mai bun și în războiul rece ei sunt cei care câștigă. Astfel, Kennedy a alocat fonduri la care nici nu visează NASA în ziua de astăzi pentru a duce oamenii pe lună. Dar atât. NASA ar fi vrut să facă niște studii, să folosească într-un scop științific toți acei bani, dar n-a avut ocazia. Iar această cursă înspre spațiu a început pe 2 august 1955 și a fost doar din cauza americanilor care cu patru zile mai înainte au spus că intenționează să pună primul satelit pe orbită. Astfel, pe 2 august, sovieticii au spus: "Avem și noi un plan similar, undeva în viitorul apropiat. No pressure, guys." Fără presiune. Iar Uniunea Sovietică i-a întrecut pe americani, care nu știu de ce au anunțat acest lucru dacă nu aveau un plan bun de implementat în viitorul apropiat, pentru că în doar 2 ani, în 1957, am avut pe orbită satelitul Sputnik 1. Și după aceea încă o palmă peste obrazul americanilor, pe 12 aprilie 1961, Yuri Gagarin a devenit prima persoană care mai era și din Rusia, care a orbitat Pământul. Astfel presiunea a fost foarte mare pe americani și pe 20 iulie 1969, Statele Unite ale Americii în sfârșit cu ajutorul NASA, prin misiunea Apollo 11, a pus un om pe lună. Sovieticii au încercat și ei, mult și bine, nu au reușit și până la urmă nu au mai încercat. Mai departe avem explozia Tunguska, care a avut loc pe 30 iunie 1908 și a fost o explozie de 1000 de ori mai puternică decât cea creată de bomba care a căzut peste Hiroshima. A creat un cutremur de 5 grade, lumina a fost la fel de puternică și strălucitoare ca a într-o zi călduroasă de vară și totul a avut loc în mijlocul pustietății în Tunguska, Siberia. În timpul exploziei au căzut la pământ peste 80 de milioane de copaci și explozia a putut să fie văzută de la mii de kilometri de pe cealaltă parte a de unde se mai poate vedea din Londra. Și această explozie este misterioasă pentru că oficial cel puțin nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat. Martorii oculari spun că au văzut o minge de foc coborând din cer și explodând, astfel oamenii de știință interpretând acest eveniment și punându-l pe seama unui meteorit, iar alții spun că e posibil cumva să fie vina lui Nikola Tesla, să fie experimentat cu ceva pe acolo, sau chiar că un OZN s-a izbit de pământ și a explodat. Iar cea mai ciudată este atingerea pământului de către o gaură neagră, care cumva a venit și a plecat, e ciudat. Ieșitul în grevă. Ai crede că ieșitul în grevă, mai ales având în vedere că termenul grevă își are originea în Franța modernă, având în vedere că practica de grevă nu este la ordinea zilei și este o invenție destul de modernă, nu te-ai gândi că merge foarte departe în istorie. Aceasta este legată de asociații, de industrie, de o economie organizată și totuși, prima grevă înregistrată din istorie a fost în anul 1152, pe 24 noiembrie, înainte de Hristos, în Egiptul Antic, în timpul lui Ramses al III-lea, acum peste 3000 de ani. Și de ce au ieșit oamenii? Grevă? E bine, în timp ce lucrau la o piramidă, constructorii, cei care lucrau în transport, meșterii, peoni și așa mai departe, nu erau mulțumiți de modul în care erau plătiți. E bine, nici sclavii n-au fost mulțumiți, dar nu vorbim despre ei astăzi. Meșterii erau nemulțumiți de cât de prost erau plătiți. Și evident că acolo nu lucrau doar sclavi, pentru că aceste construcții au stat mii de ani în picioare și au avut în spate arhitecți și meșteri foarte pricepuți. Astfel că în noiembrie 1152, în timp ce se construia un grup de morminte în Deir el Medina, muncitorii care simțeau că nu sunt plătiți destul de bine pentru munca pe care o depun s-au organizat, au lăsat sculele din mână și au ieșit în stradă. Lucrul interesant care s-a întâmplat mai departe nu este interesant, faraonul nu a scos bicele, nu a scos crocodilii, nu a pus armata să omoare pe nimeni, ci pur și simplu a vorbit cu muncitorii, le-a plătit salariile care se pare că erau un pic în urmă și chiar le-a mărit salariile și oamenii s-au întors înapoi să-și termine munca. Mormintele acelea stau în picioare și în ziua de astăzi, deci au făcut treaba bună un alt eveniment istoric nespus, ne duce în anii 1920 în America, în era prohibiției, când era interzis în America să consumi sau să vinzi mai ales băuturi alcoolice. Din nefericire, oamenilor le plăcea tare mult alcoolul, așa că se deschideau baruri subterane mai repede decât putea guvernul să le găsească și să le închidă. Astfel, în 1926, guvernul a venit o idee genială prin care putea opri publicul din a consuma băuturi alcoolice. Și au fost exact procesele și metodele clasice ale traficanților pentru a face acest lucru. Și ce înseamnă asta? În loc să ia alcoolul de la public, a dat publicului alcool. Vrei să bei noia și bea până mori. Exact asta a fost ideea! Și cum au făcut-o? Alcoolul normal din fructe sau grâne era foarte greu de obținut în acea vreme pentru că procesul de producere a băuturilor alcoolice alarmează foarte rapid persoanele din vecinătate de prezența acestuia. Astfel că era foarte ușor de găsit o distilerie care se ocupa de alcool normal, natural. Astfel, traficanții foloseau alcoolul mai ușor disponibil, cum ar fi fost cel prezent în diluant. Exact. Alcoolul industrial era în principiu alcool natural în care se adăugau Elemente chimice. Procesul prin care se adăuga se numea denaturare, astfel acel alcool nu mai putea să fie băut. Și acest proces a fost început în 1906 pentru a se evita taxele și restricțiile puse asupra alcoolului care se putea bea. Iar acest alcool, odată ce a fost denaturat, putea să fie renaturat înapoi, iar traficanții foloseau un mecanism prin care filtrau toate elementele chimice adăugate pentru a-l face din nou bun de băut. Știind acest lucru, guvernul a început să adauge elemente chimice în diluant care nu puteau să fie fie eliminate prin renaturare cum ar fi metanolul. Desigur, au făcut acest lucru fără să le spună traficanților asta. Bună idee! Și când aceștia au folosit metodele clasice de renaturare, evident, acestea au fost complet inutile, nu au funcționat și au transformat botura acea alcoolică din eliberare pentru câteva ore de stresul vieții în eliberare veșnică. Au transformat un în o travă. În doar câțiva ani, 10.000 de oameni au murit pentru că au consumat acest alcool, și alte multe zeci de mii au orbit, au avut halucinații, erau să nebunească și și-au vomitat tot interiorul stomacului. Da. Și totul pentru că guvernul le spusese că nu trebuie să bea alcool. Vezi ce ți se întâmplă dacă bei alcool. Îți tot. Bomba Tsar. În 1963, Uniunea Sovietică testa bombe în încercarea atingerii bombei nucleare, prin bomba Tsar. Aceasta avea 30 de tone, 8 metri lungime și a fost cea mai mare bombă creată și detonată în istoria omenirii a fost atât de mare încât nu a încăput pe niciun avion, mai puțin unul, avionul Tupolev, care a reușit să susțină greutatea bombei. Aceasta a fost prinsă sub avion, avea o parașută, care apropo cântărea o tonă, iar parașuta era acolo pentru a-i permite avionului să zboare destul de departe încât să fie în siguranță. Iar când bomba țar a explodat, a creat o minge de foc lată de 9 km, a putut să fie văzută de la o distanță de peste 1000 de km, iar energia exploziei era echivalentul a 60 de milioane de o gricerină sau de 10 ori mai mult decât toată muniția folosită în tot cel de-al doilea război mondial împreună. Valul exploziei a înconjurat pământul de 3 ori, toată lumea s-a ridicat împotriva Uniunii Sovietice doar ca să se afle ce s-a întâmplat de fapt. Cu puțin timp înainte de detonare, bomba țară a fost modificată pentru a o face mai slabă decât ar fi fost ea în mod normal. Dacă ar fi lăsat-o așa cum era, bomba ar fi fost de 2 ori mai puternică o bombă care deja era de 1500 ori mai puternică decât cea de la Hiroshima și Nagasaki, care a făcut un nor de 60 de kilometri înălțime și avea 100 de kilometri dintr-o parte într-alta, care a dat foc norilor din zonă, despre care cameramanul care o filma spunea că pare că vrea să sugă tot pământul în ea, iar spectacolul era fantastic, ireal, supranatural. O bombă care a distrus un sat care era la 60 de kilometri distanță, dărmând toate construcțiile, la 100 de kilometri distanță de această explozie. Au sărit acoperișurile de pe case, altele s-au dărmat cu totul, cel puțin toate geamurile s-au spart, electricitatea a căzut, toate comunicațiile pentru mai multe ore și totul pentru că sovieticii au vrut să facă bomba cea mai mare nucleară din lume. Iar la final am una foarte scurtă, cu siguranță știți cu toții clădirea Pentagon. Aceasta a început să fie construită din 1941 și forma ei ciudată poate să pară astăzi interesantă cu simbol sau altceva, dar nimic nu este mai departe de adevăr. Când au început construcția, guvernul avea disponibilă pentru construcție unde a vrut să o pună o bucată de teren destul de ciudată. Astfel că au trebuit să facă o clădire care nu putea să fie înaltă, dar în care trebuiau să intre 40.000 de oameni și 10.000 de mașini în mijlocul unei intersecții din 5 drumuri și avea o formă de pentagon mai ciudat, nu cum arată acum, dar planul de construire acolo a fost dat la o parte, s-a găsit un teren mai bun și pentru că deja plătiseră designul și totul era pus la punct, au zis, na, lasă așa, îl facem pentagon, mergem mai departe. Și asta a fost tot pentru azi, aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii părerea voastră despre aceste povești, variante alternative, dacă ați auzit și voi evenimente istorice și mai ciudate sau dacă vreți să mai fac astfel de evenimente istorice mai puțin menționate sau total nemenționate la școală. Nu vă mai țin, vă mulțumesc tare mult pentru share, like și abonare. Eu sunt Alex Cosma și data viitoare, atenție, cadmere.